Haideți că am găsit un magazin în vizita noastră, în plimbarea noastră, prin Veneția, de fapt. Și zici că sunt din plastic, dar ele sunt din marțipan. Și uitați, au și o variantă micuță pe care poți să o iei și să o împarți. A venit cappuccino. Arată Cătălina un cappuccino mare și a fost 3,50 €. You might use a plate if you want to share something. It will be nice, thank you, yes. Păi da, măi, cât da. Ți-e spune atât pentru 10 euro. Aici da, e 20, da, uite da, cât e. Da. Wow. Haideți că nu mai avea Aperol, din păcate, aici. Și am luat două Campari. Și acum domnul face tot Campari pentru cineva. Ne-am luat măsura M. Haideți că am găsit un magazin în vizita noastră, în plimbarea noastră, prin Veneția, de fapt. Și zici că sunt din plastic, dar ele sunt din marțipan. Și uitați, au și o variantă micuță pe care poți să o iei și să o împarți cu prietenii. Au și produse de gluten free. Am tot văzut, să știți, ia uite ce frumuseți. Da, tot felul de bucăți de ciocolată, de prăjituri, de... Păi, ce e aici, o nebunie. Dacă ar fi din ceva din ce își mânca, mandarine, arată foarte bine. Mandarină e aia? Da. A, uite, în spate n-am văzut. Ha, ce tare. Ce mi se pare mie că arată bine? Fructul ăsta, deci. Și mărul mi se pare. Nu știu dacă e de cam. Nu, papaya, dar da, altfel. A, uite, un fig, cum zice în română. Hai că ne-a dus mama ta. Exact. Da. Asta e limoncello. Unde a dat-o? Este o băutură specifică de-a lor. Și știu că poți cumpăra și din, uite, 3,50 €. Da, uite cum arată. E și mare. E foarte mare. Sincer, pentru două persoane. Da. Uite, și ăsta arată bine. Nu știu ce e, dar e gigantic, e mai mare decât mâna. Uitați aici. Mă compor ca un copil, uite cât de mari sunt. Sunt gigantice. Suntem într-o piațetă, nu știu, sunt tot felul de magazine, restaurante. Cred că am așa, am un feeling. Domnul Cătălin vrea să bea o cafeluță. Vedem unde găsim, că probabil că o să ne oprim un pic, eu știu. Haideți că ne-a băgat Google Maps printr-un loc, aș mai zice mai inedit, noi nu am văzut videoclipuri pe internet de aici, din partea aia de unde am venit și noi, și ne arată în față, după cum puteți vedea, podul suspinelor. Îi spune podul suspinelor din cauza faptului că lega una dintre părți de o închisoare, deci partea stângă era... sau partea dreaptă era închisoarea, nu știu cum vine, că în videoclipuri noi le-am văzut filmate de pe podul ăla de acolo din spate. Duceau deținuții să-i duceau la judece, da, judecată, ca să zic așa. Și se spune podul suspinelor tocmai din cauza faptului că, fiind foarte mulți deținuți mergând pe acolo, plângeau sau suspinau. Și de aici îi se trage numele, cred că acolo e poliția ceva. Așa arată. Mai chestie așa. Ca și cuplu, dacă treci pe de dânsop și te săruți, o să dureze. Dăm cu aceste pop acum. Gata. Haideți că am ajuns și noi în sfârșit. În sfârșit că am luat-o stânga-dreapta, nu că a fost foarte mult de mers. La librăria Aqua Alta, parcă îi spune. Este o librărie un pic mai atipică decât librăriile în mod obișnuit. Sper că pot să filmez, nu știu exact. Scrie No Food and Drinks, deci probabil că da. Am făcut și pozele, v-am filmat un pic și vouă și acum vreau să filmez. Și dacă îmi spuneți o știre, cu țeră că mai am pozele, e o problemă. Cam așa arată. Bun. Acolo erau. Da, Christian Dior și alte... Da, erau toate casele astea. Mari, de la ei. Da. Eu am văzut una cu corpul uman acolo. Sorry, madame. I'm sorry. Da, și ei se fac poze, aparent. Foarte drăguț arată. Și cât este o cupă? 2,50 € o cupă, 4 € două cupe. E ok. Nu mai e mult. E două cupe, nu? Sau... Da, da. Cum arată aici. Am găsit la cineva, la Taste Bazaar. Căutați-o pe Instagram, e senzațional și e foarte de treabă. E de la ea, știi, nu? Da, da, da. De la Instagram. Sorbeto, limonă. Ok. Na, și acolo sunt prețurile. Da, dar... E, per me, un cono di cioccolato e amarena. Sì. Grazie. Nu a rămas la una tiramisu, nu? I want one.
Con. Ok. Înghețata din dotare, am găsit un gang și am ieșit prin el ca să vedem aici canalul. E foarte plăcut, e foarte cald afară, adică sunt la kimono, Cătălin la tricou. Își luase gecuța el, că era friguț. Într-adevăr, dimineața e un pic răcorică, dar răcorică, nu? Acestea sunt taxiurile care trec și îi luase unui domn de acolo de unde ne-a lăsat pe noi. Da, T1 ne-a lăsat pe noi în capăt și a vrut un domn să ia până la Burano de acolo și a spus 170 de euro un taxi. Am zis ok, hai, mai departe. Și acum o luăm pe străduța asta și mergem drept înainte până... Vedeți cât de vechi sunt astea? Uitați! Trebuie să merg mai încet să le vedeți. Cred că astea sunt aici de... Pentru că dacă întind mâna până sus, nu se vede, da. Ating grinda, aș zice? Da. Cred că așa se numesc. Și cred că doar ce au spălat pe aici pe jos, că e foarte... Dar e atât de multă umiditate, dar e pe străduțe umiditatea. Ceea ce voiam să spun este că pe lângă apă sau chiar și în vaporeto, părul nu se încrețește. Cine are probleme cu umiditatea și frizzy hair și părul creț și mai departe știe despre ce vorbesc. Dar pe străduțe parcă e așa, nu știu, o umiditate pe care nu o înțeleg. Ne întoarcem la Vaporetto și mergem pe partea cealaltă, cum ar veni. Ca să ne mai plimbăm și pe acolo, că pe aici am văzut tot ce era de văzut. Și am ieșit din nou în piață de unde am luat înghețată. Cele mai frumoase mânere de la clădire aici le-am văzut. Ia uitați. Măști, tot ce... Aș vrea să vă închid un pic imaginea. Am 70-80. Da, nici nu ai voie să filmezi în magazinele lor, nu te lasă. Mă rog, domnișoara poate cumpăra. Nu se vede că este geamul respectiv. Ah, la Vita Bella, cred că îi spune, nu? Ne întoarcem. Ne întoarcem spre Vaporetto. 17:16. Am venit acum vreo oră și jumătate înapoi la hotel. A fost foarte cald astăzi și eram transpirat și am zis, băi, e momentul să ne facem duș, să ne întoarcem, să ne schimbăm. Mi-am luat o bluză din asta cu mânecă lungă. Și o să ne ducem aici. Nu știu cum ai zis Cătălin, ca se cheamă. Habar n-am să vă zic, n-am idee să vă zic. Arată așa un pic fancy. Eu cred că o să fie scump, dar mă rog. Care nu știu ce cafea pe care și-o durește el să vadă nu știu când. Uitați, așa, Vernano, mă rog. A venit cappuccino. Arată Cătălin un cappuccino mare și a fost 3,50 euro. Și văd că au ceva ce se numește dolcificante. Cred este un fel de îndulcitor lor. Arată foarte bine, dar e mare. Deci, e mare. Și v-am arătat, nu? Cum arată locul. Așa arată, e foarte... de fancy. A zis Cătălin că a înțeles că este ceva pentru vegetarieni, vegani. Haideți că am căutat pe Google Maps și am văzut asta, am trecut de 3 ori pe lângă el oricum. Și au mai multe chestii. Cred că o să intrăm aici să mâncăm. Acum sper să aibă și paste, habar n-am. Vedem. Haideți că am intrat și în restaurant. Eu am căscat decât partea din față, de acolo n-am văzut că e. Și este destul de mare. Adică, haideți că putem să stăm jos doar dacă comandăm de mâncare. Și asta este în engleză, asta este meniul. O să fac așa, o să-i fac o poză. Uite, au și desert. Prețurile nu sunt chiar ieftine, adică nu poți zici că 20 de euro e ieftin. Da, aia e, nu e ca și cum mănânci în fiecare zi. Paste, o bune acum. O să vedem ce ne comandăm și vă spunem și vouă. You might use a plate if you want to share something. It will be nice, thank you, yes. Welcome, madam. Uitați-o ce e aici. Păi da, măi, da. Ție spune atât pentru 10 euro. Aici e 20, uite cât e. Wow. Și nici nu știu cum erau gătite. Mamă, dar cu miroase. Și aici avem spaghete cu... Clams. Scuci, thank you so much. Thank you, ma'am. Cam așa arată. O să mă ridic imediat să vă filmez. Dar foarte, foarte... Mamă, cu miros chestiile astea. Super. Imediat vă arăt de sus. Și astea sunt legume. Da, sunt și legume. Asemenea panadă. Mamă, știți cum sunt? Fierbinți, efectiv. Pare dovlecel, cred? Da, da. Zucchini, cred că e. Dovlecel, morcov, vânătă. Foarte tare. Să vedem și aici. Cineva nu e încântat de ce are în farfurie aici.
Haideți ca să vă dăm un scurt update. Asta deja, ce să vă mai dau un update? S-au mâncat toate. De aici am mâncat eu scoicile. Așa că vezi că a fost o reușită. Cât a fost acolo, da, cât a spune că e ce trebuie. Asta a fost nota, 50 de euro. A fost bun? Da, doar ce și-a luat Cătălin, aparent, după ce am auzit aici, în dreapta. Am primit și trei... Cum se numesc aia? Geleuri. Geleuri, trei geleuri în formă de crocodil. Mi s-a părut foarte drăguțe. 50 de euro. Coperta, pentru ei doi că i-au mâncat. Stai să mă dau într-o parte, să vedeți. Coperta, 2,50 euro. Ba nu, 3. De ce 3 coperte? Că am fost 3 persoane și am mâncat 3, au servit 3 persoane. Ah, ok, mă rog. În fine, 50 de euro. Am lăsat noi 2,50 euro. Pentru că mi s-a părut că au fost drăguți. Bun, o să mergem acum în Veneția, să știți. Vrem să vedem cum arată noaptea. Știm că este autobuz până la 12 noaptea, că ne zis domnul de la recepție. Și vedem, o să avem ceva. Prosecco, un vin, nu știu. Mergem și noi să vedem cum arată seara Veneția, noaptea Veneția. Eu cred că o să fie full. Da, și eu cred, și eu cred. Că și da? În Milano erau foarte mult. Te duci, te întorci, nu trebuie neapărat să... A, și acolo aperolul era 3 euro. Și dry și long, parcă scria ceva genul ăsta. 3 euro, 15 lei, un pahar. Cam așa e și la 12, 13, tot aia. Ne vedem din Veneția, zic. Bună seara din Veneția! Să știți că este mult mai liniște decât credeam noi că va fi. O să mergem și în jos pe pod. Părerea mea este că lumea deja se duce spre case sau că lumea nu mai este pe arterile principale, ci pe străduțe la ceva de băut, de mâncat și așa mai departe. Ciudat rău podul ăsta. Da, dacă te oprești, efectiv se mișcă. Și eu cred că se mișcă mai mult pe partea asta, că e ca o sticlă. Inițial Cătălin zicea că, uite, dacă vedeți aici, nu se... are un ciment pe dedesubt, dar unele dintre ele, ziua, când trec bărcuțele, se văd pe dedesubt. N-am înțeles care e treaba. Repet, pentru anul știu câte oară, este cel mai pet-friendly oraș pe care l-am văzut în viața mea. Oriunde intrau animalele. Oriunde. Patiserie, farmacie, autobuze, nu știu, restaurante, oriunde. Incredibil. Nu știu, mie chestia asta mi s-a întâmplat niciodată. Eu nu pot să intru cu câinele nicăieri. Nici dacă le iau în brațe, adică. Bun. Haideți să vedem cum arată Veneția noaptea. Ia să vedem. Nu, să intrăm adânc în Veneția, cred. Pentru că avem mașina, noi un loc special unde vrem să bem un apero. Bacareto, da, nu știu cum se numește ceva de Bacareto la nu știu cum. Bacaro, mă rog. Ceva. Ia să vedem. Aici am stat și azi și ne-am făcut poze. E liniște. Este mai liniște decât credeam. Dacă vă vine să crede. Dacă funcționează și ăsta, e mai mult gol? Da, păi probabil... v-am zis. Adică, eu asta cred, că oamenii nu mai... Adică, cred că stau și până la 11, 10 și exact, ceva și pe urmă se duc pe săluțe, la restaurante, la hotel, că ai bântuit o zi întreagă și a fost foarte cald. Cred că au fost 25 de grade. Autobuzele circulă și tramvaiele circulă undeva până în 11 23. Jumate. L-am întrebat pe domnul de la autobuz într-o engleză bună și avea și eu o engleză bună, adică nu știu care a fost treaba, până la cât circulă autobuzul L4L, mă rog, spre Mestre și mi-a zis all night și pe tabel scria până la 23. Băi, nu ce? Asta ca să știm noi. Este cât e acum? Nu știu dacă se vede. 20:19. Ce de suntem noi? Suntem opoziți, vă dați seama, opoziți întreagă de plimbat, mers, discutat, uitat pe hartă și așa mai departe. Nici fetele nu mai sunt ce au fost. Și nici noi, vă dați seama, suntem opoziți. Hai că ne-am găsit fix lângă becul ăsta să ne filmăm. O să închidem momentan aici filmarea și ne revedem la... cu băuturile. Băuturica. Ce luăm de acolo, da. O bere, o nu știu. Da. Haideți că nu mai avea aperol, din păcate, aici. Și am luat două campari. Și acum domnul face tot campari pentru cineva. Ne-am luat măsura M. Cred că dânsul tot M a luat. Arată foarte bine. Cât a fost cătă? 5,60, cred. 5,60 da, ce? Euro. 2. Și o să mergem, cred că, pe scări acolo să-l bem. Mi se pare foarte drăguț. Și e grece, nu? Exact, da.